Celebre trece timpul când ești în prezența Domnului. Aleluia, glorie Domnului. Simțim prezența Domnului în locul acesta. Amin, amin. Parcă așa, parcă te furnică la inimă, parcă te furnică așa în interior, la mijlocul aici, așa vă simțiți? Aleluia. De la piele așa și când Dumnezeu este prezent, avem tot ce ne trebuie. Amin, glorie. Pentru că El ne cunoaște foarte bine, El ne-a creat. Ai Lui suntem. Să avem încredere în Dumnezeu că El ne dă tot ce este mai bun, pentru că orice dar bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu. Amin. Așa și fratele Dumitru, haideți să avem încredere în Dumnezeu. Amin. Să nu mai ținem noi lecții ce să facă și cum să facă, pentru că El știe foarte bine ce avem noi nevoie. El ne binecuvântează cu binecuvântări cerești, dar și cu binecuvântări pământești. Și îi mulțumim Domnului pentru asta. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în această seară, la Efeseni, capitolul 5, și atunci citesc câteva versete, începând de la versetul 8 până la versetul 16. Haideți să ne ridicăm și să fim cu luarea minte la citirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Amin. Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândițele. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală. Pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Aleluia. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Ce bine se potrivesc aceste versete cu tot ce s-a spus în această seară, aici, în locul acesta. Slăviți să fie Domnul! Amin, amin! Mulțumim Domnului pentru prezența Lui aici, așa cum spuneam, El darurile Lui. Sunt atâtea daruri pe care Dumnezeu ne dă. El știe ce să ne dea. El este Tatăl nostru. Și haideți să avem încredere în Dumnezeul nostru. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeu bun. Împărăția Lui este o împărăție veșnică. Este singura împărăție care nu este biruită și nu va fi biruită de nimeni. De niciun împărat, de nicio altă împărăție. Pentru că este împărăția lui Dumnezeu. El ne dă multe daruri. God give us many gifts. And you can name some of the gifts. Dumnezeu ne-a dat mântuirea. Mântuirea este un dar de la El. Nu-i așa? Și cei care se știm ce înseamnă lucrul acesta. Este un dar neprețuit. Este un dar de o valoare inestimabilă să-ți petreci veșnicia cu Dumnezeu. Adică un timp pe care nu poți să-l măsori. Un timp care se duce la infinit. Să stai în prezența lui Dumnezeu. Noi experimentăm acum câteva minute în prezența lui Dumnezeu și ce bine e. Dar să petreci o veșnicie în prezența lui Dumnezeu, so wonderful. What other gift God gave us? Și mi-e place să spun mereu că pentru om, și o spun și din experiență, o spun și din Cuvântul lui Dumnezeu, dar o spun și din experiență, pentru că am trăit. Un lucru pentru om care are mare preț este libertatea. Și nu poți să înțelegi ce valoare are libertatea numai atunci când o pierzi. Sau atunci când treci prin momente
în care nu mai poți să faci ceea ce erai obișnuit să faci și să iei deciziile tu, nu alții pentru tine. Dumnezeu ne-a dat această libertate. Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru. You can choose to follow God or no. It's up to you. And this liberty is a gift from God. Această libertate este darul lui Dumnezeu. Aleluia. Și omul trebuie să prezească această libertate de a alege. Și Dumnezeu vrea să-l alegi pe el. Amin? Amin. Apoi găsim în cuvântul Dumnezeu că soția, soțul sunt darul de la Dumnezeu. Copiii sunt o binecuvântare, da? Sunt darul lui Dumnezeu. Apoi Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu. Sunt darul Duhului Sfânt, da? Apoi sunt talanții care le-a Dumnezeu. Dumnezeu a investit în noi atât de mult. El ne-a creat, dar a și investit în noi atât de mult. Și ne-a dat atâtea daruri duhovnicești, atâtea daruri pe care noi le avem și pe care noi putem să le folosim. Și El așteaptă de la noi ca să administrăm cu înțelepciune aceste daruri. Dumnezeu așteaptă. El este Cel care posedă toate aceste lucruri. A Lui este pământul cu tot ce este pe El, da? Yes. Suntem creați de El, suntem ai Lui. Yes. Noi nu suntem ai noștri, nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. Da. Nu-i așa? Și ceea ce facem acum, faptele pe care le avem acum, pe care le avem în fiecare zi și le avem prin credință, le avem datorită nouă. Și datorită faptului că Hristos trăiește în noi, datorită Duhului Sfânt care este în noi. Și El merită toată slava, cum se spune aici. Să nu atragem reflectoare despre noi, ci să lăsăm Amin. Ca El să fie lăudat și binecuvântat Amin. În veci de veci. Amin. He deserves to be glorified. Amin. He's the owner. We are the managers. Administrator. Yeah. El ne-a dat să administrăm. Darurile acestea spirituale. Darul acesta pe care Dumnezeu. Viața este un dar de la Dumnezeu. Un dar. Ia, viața este un dar de la Dumnezeu. Viața pe care o ai, cum o trăiești? Ce faci cu viața pe care ai dat-o Dumnezeu? De 80 de ani, se spune aici, 90 de ani, dar alții nu ajung la 80 de ani. Auzim că sunt unii care vor mai repede, de tine, de 20 de ani, 15 ani. Venim pe, spunea cineva că venim pe rând în această viață, dar mergem pe sărite. Înapoi. Să nu alegem. Sunt multe lucruri pe care le alegem în viață. Pentru că acesta este timpul lui Dumnezeu. Și această seară aș vrea să vorbesc despre un alt dar. Timpul. Timpul este un dar de la Dumnezeu. Timpul în fiecare dintre noi avem la dispoziție într-o zi 24 de ore, nu? Cât avem la dispoziție? 24 de ore, 84.600 de secunde, 1440 de minute. Suntem egal. Avem același timp la dispoziție. Dar știți unde se va face diferența între noi? După modul cum am petrecut timpul acesta. The way you're going to spend this time. Un lucru pe care Dumnezeu ne așteaptă să-l administrăm cu înțelepciune este timpul. Și titlul acestui mesaj în această seară este Cum administrezi timpul pe care ți l-a dat Dumnezeu? How you manage your time that you have from God? Cum administrezi timpul pe care ți l-a dat Dumnezeu? And Miles Monroe said something very, very interesting. And listen to this. If you don't know who is Miles Monroe, you can Google it and you'll see it. He said, the wealthiest place in the world is not
the gold mines of South America, of the oil fields of Iraq or Iran. They are not the diamond mines of South Africa or the banks of the world. Their wealthiest place on the planet is just down the road. It is the cemetery. There, like great companies that were never started, inventions that were never made, best-selling books that were never written, and masterpieces that were never painted. In the cemetery is buried the greatest treasure of untapped potential. Și mă dau că în aceste cimitire zac multe destine care nu au fost împlinite. Destine pe care le-a dat Dumnezeu oamenilor. Dumnezeu ți-a dat un destin ca să trăiești timpul acesta pe pământ pentru El. Amen. He gave you a destiny. Și multe destine zac în cimitirile acelea. Multe daruri pe care Dumnezeu a pus în oameni zac acolo. Mm. Pentru că oamenii nu au mai pus în negoț aceste daruri la Dumnezeu. Multe predici nu s-au mai auzit, multe mesaje, multe fapte bune nu s-au mai făcut. Multe milosteni nu s-au mai făcut. Multe momente din acestea nu s-au mai făcut. Întâlniri din acestea în care să ne încurajăm, să avem părtășie unii cu alții. Pentru că nu am știut cum să administrăm timpul. Pentru că nu ne-am făcut prioritate din lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca să ne învețe să administrăm timpul cu înțelepciune. Amin. Ajută-ne, Doamne. Ask God to help you to know how to manage time. Every single day. Amen. Dar ce este timpul? What is the time? Și Pavel Chappell zicea, one said, și îmi place ce zice el, time is something we feel, adică ceva ce simțim, we never have enough of, yet we give it up so easily. Time is free. Timpul este gratis. Mm-hmm. But it's priceless. Adică fără preț. You can't own it. Nu poți să fii posesorul timpului. Nu poți să fii owner. But you can use it. Aleluia. Mm-hmm. You can keep it, but you can spend it. Nu poți să ții de timp. Nu poți să oprești. La tot merge. But you can spend it. Once you lost it, you can never get it back. Din moment ce ai pierdut timpul, nu mai poți recupera. It's gone. It's gone. Timpul este un cadou de la Dumnezeu. Este poate cel mai comun cadou pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă oamenilor. Trebuie să-l prețuim și să-l administrăm cu înțelepciune. În Biblie avem pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a administrat timpul pe care l-a avut cu multă grijă. El se trezea de dimineață, el avea priorități și se retrăgea în pustiu și mergea și se ruga. El practica această disciplină biblică de a administra timpul cu înțelepciune, să răscumpere vremea pe care Dumnezeu Tatăl a pus-o la dispoziție 3 ani și jumătate, să îndeplinească misiunea pe care a avut-o, să mântuiască oamenii. He has only 3 years and a half to accomplish that mission, his mission, to save the world. So he spent his time wisely. He doesn't lose his time with things that don't matter, don't have values. Ca să fim ca Iisus, noi trebuie să vedem administrarea timpului nostru ca o disciplină.
Și dacă putem să luăm o decizie în această seară, este să decidem să fim disciplinați cu timpul nostru. Cu timpul pe care ne-a dat Dumnezeu la dispoziție. Pentru că o să vedeți ce important este timpul acesta. El este atât de important. Iisus a înțeles valoarea timpului. A avut priorități în viața Lui. Și și-a împărțit timpul în funcție de aceste priorități. În funcție de misiunea și de scopul Lui pe care l-a avut pe acest pământ. Dacă îți înțelegi misiunea și scopul pe care l-ai pe acest pământ, vei ști cum să-ți petrești timpul. Dacă înțelegi valorile pe care le-a pus Dumnezeu în tine, valoarea mântuirii și valoarea acestor daruri spirituale pe care ți le-a dat Dumnezeu, vei face timp pentru ele. Vei face timp ca să practici și să folosești aceste daruri spirituale pe care Dumnezeu ți le-a dat. Terminologie. În greacă veche sunt două cuvinte pentru timp. Și poate că știți, cuvântul Cronos, asta le măsurăm noi. 24 de ore, o zi, o săptămână, o lună, un an, an bisect, atâția ani. S-o stai Cronos. Dar există un alt timp. Un alt timp este Kairos. Și acesta este, eu așa spun că este timpul lui Dumnezeu. Este timpul care este momentul potrivit. Este oportunitatea, dacă vreți, pe care Dumnezeu ți-o dă ca să slujești. Ca să faci ceva ce Dumnezeu ți-a pus în destinul tău să faci. Asta este oportunitatea pe care Dumnezeu ți-o pune la dispoziție. Este un punct pe scara timpului. Momentul în care o schimbare este posibilă. Dumnezeu este prezent acolo. Te vrea pe tine acolo. Îți dă la dispoziție tot ce ai nevoie ca să facă El o minune acolo. Ca să intervină prin tine acolo. Ca să se folosească de tine acolo. Ca să te binecuvânteze. Ca să schimbe cursul vieții tale. Ca să-ți dea biruință. Ăsta este timpul lui Dumnezeu, Cronos. Nu, Kairos. Kairos. Ăsta este timpul lui Dumnezeu. Kairos. Și în versetul spune, versetul 11 spune, ceea ce le face orice lucru, El îl face frumos la vremea Lui. Deci El are vremea Lui pentru fiecare lucru. Spunea cineva să nu grăbim noi, să nu punem presiune pe Dumnezeu. El are vremea Lui. Dumnezeu a creat timpul, dar El nu este limitat de timp. El transcende dincolo de timp. El este începutul și sfârșitul. În schimb, pe noi ne-a așezat în timp, în acest timp Cronos. Dar în același timp, El are și timpul Kairos. Adică timpul în care El intervine direct. El are oportunitatea pentru noi. Ecclesiastul spunea, toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul își are ceasul lui. Nașterea și numără acolo mai multe. Nașterea, moartea, râsul, plânsul, tăcerea, vorbirea, războiul, pacea, așa mai departe. Ce o să luăm aici? Sunt lucruri pe care nu le putem controla. Nașterea, da? Nașterea așa, așa are timpul ei, dar cine stabilește asta? Dumnezeu. Tot sunt lucruri care sunt stabilite de Dumnezeu, nu le putem controla, nu le putem administra. Moartea? La fel. O început oamenii să lucreze, să scurteze viața la unii oameni. Eutanasia, așa, alte lucruri. Se amestecă întrebările lui Dumnezeu, ăsta este un păcat la adresa lui Dumnezeu. Deci observați că sunt lucruri care nu depind de noi, dar sunt lucruri care le alegem noi să le trăim. Este timpul pe care ne-a dat Dumnezeu la dispoziție și noi trebuie să alegem ce facem cu acest timp, cum folosim acest timp. El ne cheamă ca să trăim un timp Kairos, adică un timp cu Dumnezeu în timpul Cronos, adică în timpul cronologic. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne învețe pe fiecare dintre noi să trăim timpul Kairos, adică timpul lui Dumnezeu, adică întotdeauna să trăim cu Dumnezeu. Amin, așa. Pentru că spune că tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, da? În Coloseni 3:23 spune așa, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos,
Suntem chemați să administrăm din toată inima, adică fără să avem inima împărțită. Pentru că tot ce facem, facem pentru Domnul. Adică să trăim cu Dumnezeu. Adică să trăim în timpul Kairos. Trăim în viața în acest timp cronos, adică cronologic. Yes. În fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an, în fiecare săptămână. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Luați seama, deci, în textul care l-am citit, dar să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, versetul 15 și 16, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Deci luați seama. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă. Deci trebuie să acordăm o atenție deosebită timpului. Adeseori, și noi spunem, mă, dar ce trebuie de atribut, îi parcă nici l-a băgat de seamă. Și în mod special când, acum vreau să trebuie în prezența lui Dumnezeu, e bine să treacă timpul așa. Pentru că nu ne mai uităm la ceas, pentru că ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Dar suntem în alte situații în care nu ne-am programat timpul, în care nu am făcut priorități în timpul, cum vom petrece acel timp. Și parcă timpul acela se duce așa de repede. Poate am zis că mergem pe telefon și ne uităm doar 3 minute pe Facebook și ne trezim că a trecut jumătate de oră. Și suntem tot pe Facebook, sau pe Instagram, sau pe Snapchat, sau în Google Things, and looking around, and find things, voi, nici măcar nu ne-am propus să ne uităm la lucrurile. We didn't even think about it, right? Și ne trezim că trece timpul și se duce timpul. Folosiți timpul cu înțelepciune. Luați seama, deci. Luați seama, adică trebuie să fim atenți la timpul pe care l-am dispoziție. Cu alte cuvinte, să avem o privire de ansamblu a timpului pe care ne-a dat Dumnezeu la dispoziție într-o zi. Acum, bineînțeles, cum am spus, sunt lucruri pe care nu putem să le controlăm într-o zi. O să înțelegem pe tot felul de lucruri. Dar timpul pe care ne-a dat Dumnezeu la dispoziție, libertatea aceea pe care Dumnezeu a dat-o, să alegem și să facem prioritate din anumite lucruri, asta este în responsabilitatea noastră. Și Dumnezeu ne cheamă să fim cu băgare de seamă. Deci trebuie să acordăm o atenție sporită felului în care ne petrecem timpul. Apoi spune, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Deci pe lângă vigilență, atenție, este nevoie de o minte disciplinată. Un om înțelept este un om disciplinat. Un om înțelept are o sensibilitate spirituală și care și un om al lui Dumnezeu, prin de Duhul Sfânt, poate să discearnă lucrurile care sunt bune pentru el și care nu sunt bune pentru el. Care sunt lucrurile care merită să le abordeze atenția cuvenită și care nu merită să le abordeze atenția cuvenită. Adeseori ne gândim, oare merită să mă duc la fratele și la sora aia să-i dau un cuvânt de încurajare? Sau să mă rog. Sau măcar să-i spun, ai vrea să mă rog pentru tine și zici, oh, mai am 2 minute până mă îmbrac, trebuie să mă duc la college, trebuie să mă opresc să fac benzină. Dar poate tu ai oportunitatea lângă tine un frate, o soră. Sau poate chiar din familia ta, tatăl tău, mama ta, copilul tău, fratele tău. Ai nevoie de un cuvânt de la tine. Timpul Kairos. Și Dumnezeu spune pe inimă și simți. Simți că Dumnezeu s-a pus pe inimă să-i spun ceva acelei persoane, să încurajeze acea persoană. Poate te gândești că timpul acela ar fi un timp pierdut. Un timp în care vine mai pierde 2 minute și vine întârziat și de la locul universal ajunge la Paris sau la lucru. Dar poate Dumnezeu vrea să stai și vine cu persoana aceea. Și să-i vorbești și să-l încurajezi. Sau poate numai să mângâi. Sau poate numai să te rogi cu acea persoană, să spui let's pray together, I want to pray for you. Simt că trebuie să vorbesc pentru tine. Este un timp pe care Dumnezeu ți l-a pus la dispoziție. Este oportunitatea. Este timpul Kairos. Nu ca niște neînțeles, ci ca niște înțeles. Fiți înțeles în modul cum administrați timpul. Și a fi înțelept în ecuația Împărăției lui Dumnezeu nu
înseamnă să fim ca oamenii. Să alergăm după lucrurile după care alergă oamenii din jurul în fiecare zi. Și uneori trebuie să facem și lucruri care pentru oamenii din jur poate nu face sens. Dar Dumnezeu așa pe noi ca să le facem. Amin. Pentru oameni nu face sens să le propovăduiești cuvântul lui Dumnezeu. Pentru unii oameni nu face sens să te oprești pe drum sau în gas station și să spui vreau să mă rog pentru tine. Nu face sens. Right. Și mulți dintre ei te va respinge și vă spune what about you, leave me alone. Dar altul va spune și poate ai experimentat asta, yes, I want you to pray for me. Și o să trebuie să te rogi pentru ei. In the middle of gas station. Poate să te întâlnești cu o persoană care nu o să aibă enough money to pay for gas. Oh, yeah. I just need one. Și ce faci în momentul acela? Oh, I'm sorry, I have to go. I can't go la tine. Yeah. Poate ai și ceva cash. Yeah. Poate să întârzi 2 minute. În timpul Kronos. Dar în timpul Kairos este fața ta. Să slujești. Dumnezeu ți-a dat oportunitatea să slujești. Plătește benzina și roapte pentru persoana aceea. Spune, let me pray for you. Am avut surpriza de dimineață. Mergeam la timp portă. Și ca de obicei la drive-thru, în grabă, mi-am comandat cappuccino, cafea sau un donut. În dimineața aceea mi-am comandat o medium coffee. One cream, one sugar. Să nu fie nici prea dulce și nici prea diluată. Și așa e diluată destul de mult ca de la Tim Horton. Dar nu pot să beau nici prea tare. Și când am ajuns, am comandat-o. Când am ajuns la fereastră, femeia care era acolo, eu să-i dau să plătesc. Și când se plătesc, zice, mă, vite la tot. It's painful. It was the first time in my life somebody has to pay for me at the coffee shop. Mm-hmm. No, the lady in front of you paid for your coffee. Mm-hmm. I said, who's the lady? She made a touch on the bed of a man for a second. I had a bed with a machine. Kairos. Yes. I think we'll do this now. Și Dumnezeu ne dă astfel de oportunități în fiecare zi, peste care ne trecem așa de ușor. Că suntem busy și avem tot felul de motive din lume și avem o grămadă de astfel de motive ca să mergem mai departe, să trecem pe lângă cel căzut. Dar Dumnezeu ne vrea să ne oprim. Amen. Și să ridicăm pe cel care este căzut. Să ne oprim lângă cel care are nevoie de încurajare. Nu ca niște neînțelepți să ne consumăm timpul, ci ca niște înțelepți. Amen. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Thoughts must be disciplined. Otherwise, like water, they will tend to flow downhill or stand. Trebuie să ne disciplinăm mintea noastră. Întotdeauna să fim dispuși să facem ce Dumnezeu așteaptă să facem în momentul acela. Să fim deschiși pentru oportunitățile pe care Dumnezeu le pune la dispoziție. De timpul să fim dispuși, să fim deschiși la timpul Kairos. La timpul lui Dumnezeu. La timpul care Dumnezeu vrea să te folosească la școală. Să-ți încurajezi colega care vrea să facă, să se sinucidă sau care este în depresie. Care ia medicamente de depresie. Care ia medicamente și își alinde durerea. Dar are nevoie de cineva acolo care să-și pună mâna. Dumnezeu vrea ca tu să fii acolo să spui mâna, pentru că El va face minunea. Dar noi n-avem timp de cele mai multe ori, pentru că nu înțelegem timpul lui Dumnezeu. Timpul lui Dumnezeu adesea nu este timpul acesta cum îl vedem noi. Timpul lui Dumnezeu este timpul acela când El vrea să intervină. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze prin tine. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze prin viața ta. Lasă-L pe Dumnezeu și cred că dacă din seara aceasta începem să facem lucrurile acestea, oamenii vor fi atrași să vină la Hristos. Și vor veni în locul acesta. Vor veni în locul acesta.
Răscumpărați vremea, spune apoi. Se referă la a nu pierde vremea pe lucruri care nu au valoare. Să nu lași timpul acesta ca să se piardă. Dar care timp are valoare și care timp nu are valoare? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, ești în împărăția lui Dumnezeu. Și tu știi, ca și copil al lui Dumnezeu, care sunt lucrurile de valoare în împărăția lui Dumnezeu. Tu ești fiu, tu ești prinț, tu ești prințesă în împărăția lui Dumnezeu. Tu știi ce are valoare în casa Tatălui. Are valoare cuvântul lui Dumnezeu. Are valoare, cum s-a numit aici, cum s-a pomenit aici, rugăciunea, facerea de bine, milostenia. Are valoare timpul petrecut cu Dumnezeu. Are valoare adevărul, să spui adevărul. Are valoare dragostea, să iubești pe oameni, să iubești pe Dumnezeu. Are valoare credința, un alt dar de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat și credința. Ne-a dat și voință, un alt dar de la Dumnezeu. Și ne-a dat și înfăptuirea. Toate le avem de la Dumnezeu. Cine suntem noi să-i dăm lecții lui Dumnezeu? Cine suntem noi să alegem ce vrem să facem în viața aceasta? Și să o pierdem. Dumnezeu așteaptă ca să ascultăm de El. Să răscumpărăm vremea. Timpul pe care mai avem la dispoziție. Să-L trăim în așa fel încât să-i placă lui Dumnezeu. Să alegem lucrurile care sunt de valoare. Și lucrurile de valoare sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul Său și ne-a învățat ce este de valoare. Într-o nouă traducere spune, folosiți orice ocazie pe care o aveți. Adică, răscumpărați vremea. Folosiți orice ocazie pe care o aveți. Adică fiți deschiși la ocazie pe care Dumnezeu vi le pune în față. Aceasta înseamnă că trebuie să considerăm fiecare moment al vieții noastre din perspectiva veșnică și, prin urmare, trebuie să acționăm în consecință. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Nu-i așa? Pentru că zilele sunt rele, spune apoi. Asta ce înseamnă? Dacă zilele sunt rele, ce trebuie să facem? Să fim cu vreme, nu? Să fim plictisiți, să amânăm, și asta e o boală. Lasă-l pe mâine. Poi mâine. Cum zicea și fratele Mitru, ai promis, ține de cuvânt, fii om, de cuvânt. Ai promis, du-te, fă! Nu mai este să mai treacă o zi. Că zilele sunt rele. S-ar putea ca mâine să nu mai ai ocazia să faci fapta aceea bună. Și o să povestești din nou cimitirul. O să povestești din nou cimitirul. O să povestești pe omul acela cu fapta ta bună. Și o să povestești împărăția lui Dumnezeu. Și o să povestești cimitirul. Pentru că nu se mai ai ocazia să faci acea faptă bună pe care Dumnezeu ți-a pus-o la dispoziție. Pentru că nu mai sunt faptele noastre, sunt al lui Hristos. Vă aduceți aminte? Nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește noi. Deci astea sunt faptele lui Hristos. Deci dacă noi nu trăim faptele lui Hristos, ce facem? Risipim. Dacă noi nu trăim faptele lui Hristos, ce facem? Le aruncăm la coșul de gunoi. Dacă noi nu trăim faptele lui Hristos, ce facem? Așteptăm să ne ducem cu noi în moment. Dar astea sunt faptele lui Hristos. Și Hristos așteaptă de la noi ca să trăim aceste fapte. Pentru că acest timp pe care Dumnezeu ne-a pus la dispoziție este și un timp ca să ne pregătim pentru eternitate. Amin. Ce faci cu timpul pe care ți-l-a pus Dumnezeu la dispoziție? Este un timp de pregătire pentru veșnicie? This time. It's time for you. It's a time to prepare for the heaven, for heaven. Este timpul ca să te pregătești pentru veșnicie, căci El zice în 2 Corinteni 6:2, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Acum este vremea potrivită pentru cel care nu cunoaște pe Dumnezeu. Nu mâine, nu poi mâine, nu peste o oră. Acum este vremea potrivită. La vremea potrivită Dumnezeu ne ascultă. Pentru că este vremea Lui, este timpul Lui, Kairos. Și atunci când noi ne rugăm lui Dumnezeu cu credință și Dumnezeu consideră că este vremea potrivită, El intervine și atunci se fac minuni, se fac vindecări. La vremea potrivită L-a trimis pe Hristos. La vremea potrivită Dumnezeu intervine, dar vremea potrivită nu o stabilim noi.
Vremea potrivită o stabilește El. Amin. Și El ne-a dat și credința ca să credem în vremea potrivită pe care ne-a dat Dumnezeu. Și ne dă și voința pentru ca momentul acela să dorim să fim în prezența lui Dumnezeu. Amin. Să dorim să cerem lucrul acela. Să dorim să facem ce vrea El. Ce așteaptă El de la noi. Unde adesea noi suntem mai deștepți ca El. Ne vrem să petrecem timpul acela altfel. Altfel. Și poate face o întâlnire, un pare. Și Dumnezeu ți-a pus pe inimă să înviți și persoana aceea care nu e prieten cu tine. Nu e din neamul tău. Poate it's not a cool girl, it's not a cool guy. Maybe it's awkward. Weird guy or girl. I don't know. But God put in your heart to invite that person. Pentru ce spune Scriptura? Când ați putere cel puțin să-i invitați la masă. Păi ăștia care poate să vă plătească înapoi? No. Păi cu ce vă deosebiți de cei din lume? Invită-i pe ăștia care nu mai poate să-ți plătească niciodată. Așa. Ăla e timpul pe care Dumnezeu vrea să-l petrece în modul acela și invită. Și poate că ăla e momentul kairos, providențial, al lui Dumnezeu, în care vrea să folosească pe tine pentru mântuirea acelui suflet. Amen. Pentru ridicarea acelui suflet. Pentru vindecarea acelui suflet. Și tu spui, trei vreme de urmă, nu mai lucrează Domnul, nu mai sunt minuni, nu mai sunt vindecări. Păi știi de ce nu mai sunt? Nu pentru că Dumnezeu e neputincios, ci pentru că noi nu mai ascultăm de Dumnezeu. Yeah. Pentru că noi nu ne mai punem la dispoziția lui Dumnezeu în timpul potrivit în care El vrea să intervină. Crezi că e timpul potrivit în seara asta că Dumnezeu să intervină în familia ta, în viața ta? Aleluia. Eu cred. Da. Și sunt deschis, Doamne, intervină Tu în viața mea, în viața noastră, a fiecăruia. Pentru că de aceea suntem în casa ta. A fi în casa lui Dumnezeu, în casa de rugăciune, este un timp potrivit să stai în prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, imaginați-vă când ai venit aici și ca și cum ar fi o masă întinsă, plină de bunătăți spirituale, în care așteaptă ca noi să venim să luăm fiecare, să gustăm de ele, să mâncăm și să ne săturăm. Și noi stăm și ne uităm la masă, nu-i timpul potrivit. Că nu a venit fratele, nu a venit sora, nu avem cântăresc, nu avem cutare. E târziu, trebuie să închidem porțile. Și mai știu ce am motive și masa e întinsă. Luați, gustați. Luați, mâncați. Să vedeți ce bun este Domnul. De noi depinde ce alegem. Dumnezeu a dat această libertate. Alegeți să mâncați din mine. Mâncați din mine. Ce n-am să spune acum să mâncăm pe El? Cum să mâncăm trupul și sângele Lui? Avea părtășie cu Dumnezeu, nu este numai la cină. A mâncat din Dumnezeu nu este numai la cină. A mâncat din Dumnezeu înseamnă să mănânci în fiecare zi. Adică să trăiești în prezența Lui. Să mănânci cuvântul acesta, să-L bagi în tine, să te biblicizezi. Mintea ta, inima ta, trupul tău, tot ce ești, ființa ta întreagă, să fie biblicizată, să fie stanțată cu cuvintul lui Dumnezeu, cu versete biblice. Amin. Și când te trezești dimineața, versetul să-ți vină în minte, nu să-ți vină altceva. Și când te duci la lucru, să-ți vină versetul, să nu vină altceva. Amin. Și când vine ispita, să vină versetul. Amin. Și atunci, ca și Iisus, să folosești cuvântul lui Dumnezeu și să îndepărtezi ispita, înapoi în viața ta. Amin. Pentru că vom da socoteală de modul în care ne petrecem timpul. Cum petrești tu timpul pe care ți l-a dat Dumnezeu? Timpul este un dar de la Dumnezeu. Cum administrăm timpul? În final, cum administrăm timpul? How to spend time? Cum să valorificăm timpul? Ziceam recent, spune-mi cum îți petrești timpul ca să spun ce valoare ai. Matei 6:21. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Deci dacă valorile tale vor fi la distracție mai mult, acolo se petrece timpul mai mult, la distracție. Dacă inima ta va fi în lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, acolo se petrece timpul mai mult. Valorile pe care le avem vor determina preocupările noastre. Iar preocupările noastre vor determina felul în care vom folosi timpul. N-ați auzit expresia asta? I don't have time. Nu am timp. Dar știți de ce nu am timp? Ei au timp.
dar nu au timp pentru lucrurile la care te referi tu. Pentru că ei și-au programat deja timpul pentru alte lucruri. De aceea nu au timp pentru biserica. Pentru că inima lor înclină spre alte valori. Inima lor înclină la alte lucruri. Și atunci timpul pe care are la dispoziție, ca dar de la Dumnezeu, aleargă să îl folosească pentru acele lucruri care nu au nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Și tu îi spui copilul tău, vină la biserică. Dar el nu vine, el are timp de biserică, pentru că nu vede valoare în biserica lui Hristos. Dar dacă el ar înțelege că Dumnezeu a investit atât de mult în noi, va mai mult, dacă Iisus Hristos pentru noi să moară pentru păcatele noastre și fără de legile noastre. Deci trebuie să avem valori. Și dacă avem valorile Scripturii, ne vom face timp pentru Scriptură. Ne vom face timp pentru lucrurile care sunt scrise în Scriptură. Să facem. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Timpul este cel mai prețios capital, spunea cineva, pe care mi l-a dat Dumnezeu. Este un capital cu efecte veșnice. Modul în care îți petrești timpul pe acest pământ cântărește enorm. Cântărește enorm în modul cum îți vei petrece veșnicia. Este foarte important când ne petrecem timpul. De aceea trebuie să ne trasăm și niște obiective în fiecare zi. În Proverbe 3, 5 cu 6 spune așa: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Haideți să ne credem în Dumnezeu. Haideți să ne bazăm pe El. Haideți să lăsăm pe El să lucreze. Amin. Dar același timp când ne dăm o libertate să alegem. Să alegem lucrurile care sunt plăcute înaintea Lui. Și să ne planificăm timpul. Ne planificăm timpul. Cum spune Isaia 32:8. Dar cel ales la suflet ce face? Face planuri. Cel ales la suflet face planuri alese. Și stăruie în planurile Lui alese. Adică și stăruie. Rămâne în ele. Insistă în ele. Așa e obișnuit să-și trăiască viața. Unor creștini nu poate să planifice. Dar Dumnezeu așteaptă ca noi să ne planificăm timpul. Amin. În funcție de valorile pe care El ne le-a dat și așteptările pe care El le are de la noi. Da? Toate lucrurile și-au vremea lor, pentru că sunt planificate de Dumnezeu. Dar în același timp sunt lucruri pe care Dumnezeu așteaptă ca noi să le planificăm. Amin. Planificările noastre vor avea succes cu condiția să le facem împreună cu Dumnezeu. În Proverbe 16:3 spune: credințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Și dacă noi ne facem planul fără Dumnezeu, nu vor izbuti. Vor falimenta. De aceea trebuie să ne facem planurile cu Dumnezeu. Apoi trebuie să evaluăm. Un alt lucru care mulți creștini nu practică și multe biserici adeseori nu practică evaluare. E bine să evaluiești, dacă să-ți evaluezi viața, să-ți evaluezi modul cum ai ți-ai folosit timpul. To evaluate the way you spend your time. Yesterday. Or 2 days ago. Or a week ago. Și trage o linie și spune: am dat la Dumnezeu de mult. Am wasting my time doing this. I'm going to do something else for now. And I start now. Not tomorrow. I'll start now. I'm starting by now. Încep acum. Încep acum să schimb acest lucru. Pavel, la sfârșitul vieții sale, și-a făcut de asemenea o evaluare. Iisus și-a făcut evaluare. Mi-am îndeplinit misiunea. A dat apocul înaintea Tatălui. Și-a evaluat lucrarea. S-a sfârșit. S-a împlinit tot ceea ce trebuia să fac. A fost un Pavel face la fel. Și spune: m-am luptat în Timotei. 2 Timotei 4:7-8. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cu mâna neprihănirii pe care mi-o va da Domnul. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Să ne facem evaluarea vieții noastre și să luăm hotărâri bune. Să ne apropiem mai mult de Domnul. Și de asemenea să nu uităm. Să fim gata de timpul oportunităților lui Dumnezeu. Amin. Adesea ne planificăm timpul. Este bine să ne planificăm timpul. Dar să fim deschiși și la surprize. Pentru că Dumnezeu ne face multe surprize uneori. Și să fim gata ca să facem ceea ce El ne pune pe inimă să facem. Amen. Acum, când putem
Când putem să pierdem timpul? Putem să pierdem timpul când avem priorități greșite. Sau când nu avem priorități deloc. Când trăim așa, să treacă azi, să vină mâine, nu? Este o vorbă între lume, să treacă azi, să vină mâine. Apoi, cât putem pierde timpul? Când nu eliminăm ce nu e important în programul nostru. Atunci când abonăm rezolvarea anumitor sarcini, cum spuneam mai devreme, când nu delegăm anumite responsabilități, când poți să faci lucrul acesta și vrei tu să le faci pe toate. Întrebarea care se pune la final. Ce decizii iei tu în această seară? Cum valorifici timpul pe care ți-l-a dat Dumnezeu? Cât din acest timp îl valorifici pentru Părăția lui Dumnezeu și cât crezi că pierzi? Care e decizia pe care o iei în această seară? Dumnezeu să ne ajute să luăm decizia cea bună. Amin. Ajută-ne. Să răscumpărăm vremea. Pentru că zilele sunt grele.